Bine v-am găsit, sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. În prima parte a emisiunii astăzi vă propunem o discuție despre economia socială și despre antreprenorii sociali, respectiv despre problemele pe care le întâmpină antreprenorii în acest domeniu. În a doua parte vom merge la Oradea și vom vorbi despre proiecte culturale foarte interesante care includ copii, așadar dacă vă place cultura, dacă vă plac copiii, neapărat să rămâneți pentru partea a doua a emisiunii. Deocamdată, cum spuneam, vă propunem o discuție despre antreprenorii sociali, despre economia socială. Alături de mine se află doamna Oana Mândruță, președintele Life Education for All, respectiv Asociația Natura Vie, care este și ambasador for Good Cluj, să rămână. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. O să ne spuneți exact fiecare ce înseamnă, pentru cei care nu știu. De asemenea, alături de noi, prin intermediul tehnologiei, doamna Irina Ghidarcea, care este program manager la Impact Hub București. O să înțelegeți despre ce este vorba, care este rolul doamnei Ghidarcea. Să rămână. Bună ziua! Bun, începem discuția aici, în platou. O să vă rog să-mi spuneți mai întâi ce înseamnă economia socială pentru cei care nu știu care exact. Nu știu. După care intrăm în detaliile unui bootcamp care va avea loc la Cluj în 22-23 octombrie. Economia socială este economia cu suflet, adică business-urile, afacerile sociale, care cel puțin 90% din profitul pe care ele îl fac, îl dau mai departe către societate, e către diverse spus, proiecte. Asta înseamnă că celelalte afaceri n-au suflet. Nu, aș spune că au sufletul antreprenorului care le face, doar că le sunt făcute strict pentru partea financiară. Asta e diferența între cele două. Și ce-i mână pe acești oameni în a face aceste business-uri cu suflet? Păi, în general, sunt ONG-iști cei care fac asta și, ca să nu știu ce-i mână pe ceilalți, eu spun cazul meu, ideea mea de afacere socială a pornit de la faptul că în ultimii doi ani a fost tot mai greu să strângem fonduri, să facem fundraising pentru proiectele asociației și atunci m-am gândit să fac eu o afacere care să meargă, să o pun pe picioare și cu banii pe care îi facem acolo să investim către proiectele noastre de educație. Eu am proiecte de educație pentru școlile din România. O să vă rog să ne povestiți un pic mai târziu despre asta. Bootcamp 22-23 octombrie. Ce înseamnă bootcamp, doamna Ghidarcea? Te gândești la niște ghete? Da, e destul de intens. Practic asta vrem să fie acest program, o experiență foarte intensă pentru participanți, o experiență în care învață, dar în care și pun în practică, practic imediat, folosind instrumente, folosind materiale pe care noi le punem la dispoziție, ca să avanseze mult mai rapid din punctul în care sunt, înspre punctul înspre care visează, dacă e să fac cumva o analogie. Dar ce le lipsește acestor întreprinderi sociale? Ce este acel lucru pe care ați identificat dumneavoastră că nu îl stăpânesc? Ca să aibă nevoie de un training? Noi ce le punem la dispoziție și ce ne-am dat seama că poate câteodată lipsește este poate un pic mai mult partea aceasta cumva pragmatică și un pic mai de business, dacă vreți, aceea în care să înțeleagă puțin, poate un pic mai bine și ce înseamnă sustenabilitatea financiară și că de fapt ea este cumva importantă pentru ei în a da și mai mult impact. Foarte multe dintre organizațiile cu care lucrăm, chiar și ONG-uri, sunt acelea care au foarte multe rezultate, care cunosc foarte bine comunitatea și problema pe care vor să o rezolve, însă le lipsește cumva această parte financiară pentru a-și demara practic activitatea și cum vrem noi să le ducem în acest proces este pe de o parte să creeze niște produse calitative, bune, care să aibă impact, dar în același timp să se gândească și cum partea financiară de fapt o să-i ajute să aibă mult mai mult impact și să se detașeze poate de metodele cumva mai tradiționale cu care se asociază acest domeniu social, donațiile și sponsorizările. Bun, deci practic ce faceți cu acești antreprenori sociali este să le predați cursuri de economie. Nu aș spune
spune neapărat așa. În acest bootcamp propriu-zis, noi ce vrem să facem cu ei este să îi ajutăm să exploreze mai multe rute prin care pot să crească, să-și crească impactul, să-și scaleze impactul și apoi să-și definească mai bine către ce tip de beneficiar vor să meargă, care ar fi propunerea de valoare pe care să o propună acestor persoane, cum practic le-ar face viața mai bună și apoi să o ducă și într-un model de business care înseamnă pe lângă partea financiară și parteneri cu care ar lucra și modul în care ar comunica cu clienții și cu partenerii lor și cum ar însemna de fapt că acest proiect să fie de sine stătător unul nu neapărat profitabil cât sustenabil. Deci e cumva și un incubator de afaceri. Da, într-o variantă foarte, foarte comprimată. La începutul anului noi am derulat un accelerator care a durat 2 luni. Am lucrat atunci cu 27 de organizații și ce ne-am propus după acele 2 luni a fost totuși noi să vedem cum putem să scalăm impactul pe care l-am avut. Și practic am creat de fapt 2 cumva inițiative. Primul este un curs ghidat, un curs digital, full digital, care are 25 de module, care este disponibil pe platforma noastră Startarium pentru orice organizație sau afacere cu misiune socială care vrea să scaleze. Și pe de altă parte ne-am gândit la un sistem prin care să mergem înapoi în live, să coborâm din digital și să mergem live către 100 de organizații cu care să lucrăm printr-un parteneriat cu 10 ambasadori care să livreze aceste bootcamp-uri în a doua jumătate a lunii octombrie și Oana este unul dintre ambasadorii noștri. Am văzut că sunt 10 bootcamp-uri care au loc în același timp. Ce înseamnă acest lucru? Cât de greu sunt acestea de organizat? Nu sunt foarte greu de organizat, în sensul în care noi am lucrat la o curiculă comună și lucrăm săptămânal cu ambasadorii pe care i-am ales ca parteneri pentru a pune la punct toate detaliile bootcamp-urilor până când acestea încep, încât practic tot procesul să fie cât mai simplu și pentru noi de gestionat ca organizator, dar mai ales pentru ambasadorii care livrează și care au în sarcină și partea de livrare și partea logistică și inclusiv de a atrage alte resurse și alți oameni importanti în comunitățile lor care să contribuie la acest proces de învățare al celor 100 de antreprenori sociali. Bun, și ne întoarcem în studio pentru că doamna Mândruț este chiar ambasadorul pe Cluj și o să ne spună mai multe despre bootcamp-ul care se va organiza aici. 22-23 octombrie este destinat tuturor celor care, fie că sunt SRL-uri, fie că sunt ONG-uri, dar au o activitate economică cu destinație, misiune socială și care au cel puțin un an de zile de implementare a afacerii și simt că la un moment dat s-au blocat și vor fie să-și crească afacerea și să-și crească impactul, fie pur și simplu să aibă, nu știu, să primească acea idee extraordinară sau acel imbol de a merge mai departe. Pentru că la un moment dat România nu este chiar o țară care să te sprijine foarte mult și economia socială în general nu este sprijinită niciun fel, spre deosebire de alte țări unde... Da, mi-amintesc că am avut în studio, îmi cer scuze că vă întrerup, mai multe persoane care, sigur, activau în această zonă de economie socială și se plângeau că sunt abandonați, că nu e nimeni care să le ofere o mână de ajutor, că se descurcă singuri atât cât pot și până mai pot. Așa, au existat niște finanțări, s-au făcut așa pe bandă rulantă foarte multe afaceri sociale, care multe dintre ele vor muri odată cu finanțarea respectivă. Adică în momentul în care se termină finanțarea, poate nu mai au nici, nu știu, drive-ul ăla, intenția de a continua, nu mai au nici resurse, n-au reușit într-un an jumate să-și pună pe picioare afacerea și atunci lor le este adresat acest curs, să spunem, vor fi 2 zile intensive, vom selecta doar 10 organizații, tocmai pentru a putea lucra mai îndeaproape cu ele, aproape unul la unul, pentru că toți cei care vor veni la curs vor primi pe lângă niște instrumente foarte faine de business,
pentru că, bine a zis Irina, nouă asta ne lipsește. Noi suntem idealiști, vrem să facem lucruri, dar nu avem vâna asta de businessman. Și atunci trebuie un pic lucrat pe partea asta, mai trebuie un pic lucrat pe partea de a te vinde, a ști să spui în... Publicitate, comunicare... A ști să spui în câteva cuvinte povestea ta și să-l convingi pe omul din fața ta să te ajute, să intre... Dar să știți că asta cu comunicarea este foarte... prost văzută încă, mi se pare, de companiile din România. Sincer, așa mi se pare, cu câteva excepții, cu siguranță. Dar văd cât de stângace sunt unele companii care, sigur, n-au nicio treabă neapărat cu economia socială, ci chiar sunt pro-business, sunt cu dornice să facă profit, dar nu știu să comunice în piață. Multă lume nu știe să comunice, deși toți au impresia că e foarte ușor. Da, și de obicei îmi cer scuze, am văzut destule situații de persoane care sunt angajate la comunicare și care sunt prost plătite pentru că sunt personal neproductiv. Cam asta erau numite, personal neproductiv. Tu nu meriți, IT-istul merită salariul de 2000 de euro sau 3000 sau 5000 sau cât câștigă el. Tu mulțumește-te cu aceeași valoare, dar în lei. E foarte important atunci când faci lucruri bune să știi și să le prezinți într-o lumină ca atare, adică celălalt să înțeleagă ceea ce faci și dacă vrea să ajute să poată să o facă. În plus, cele 10 organizații pe care le vom selecta vor beneficia de un mentorat care e foarte important și costă mulți bani. Nu ține doar de cele două zile. Cei de la Impact Hub au niște mentori extraordinari și niște poziții foarte, foarte bune din punct de vedere al business-ului pe piață, care îi ajută și mai departe. Lăsați-o pe doamna Ghidarcea să ne spună puțin despre mentori, că sunt chiar curios, având în vedere că bootcamp-ul e gratuit, da? Și mă gândesc că și partea de mentorat e gratuită, dar ce îmi spuneți dumneavoastră aici este că niște mentori, adică ce înțeleg eu, niște mentori foarte buni, da? Presupun că nu sunt gratis, sunt foarte scumpi. Să știți că noi am și lucrat activ, dar ne-a și surprins cumva faptul că comunitatea de business din România, mai ales acei oameni care au primit la rândul lor ajutor la un moment dat, sunt dispuși să-i ajute și pe alții într-un mod gratuit. Noi, prin platforma noastră Startarium, punem la dispoziția antreprenorilor din orice domeniu, și aici mă refer doar la antreprenorii strict social, dar poate și din alte domenii, un grup de oameni, experți în diverse domenii, antreprenori la rândul lor, dar și profesioniști, specialiști pe mai multe arii, care pot să contribuie punctual prin mentorat, prin câteva întâlniri de-a lungul anumitor luni. E foarte important, îmi cer scuze, să știi că cineva îți răspunde la telefon, chiar dacă nu ne întâlnim decât o dată pe lună, dar să știi că atunci când ai o dificultate, cineva îți răspunde la un telefon. Așa este. Chiar este foarte important și cred că cumva la asta trebuie să mai lucreze antreprenorii în general sau cu și mai multă dârzenie, așa, antreprenorii sociali, să ceară ajutor. Cam cu toții antreprenorii cu care am lucrat noi, cărora le-am pus într-un context de mai multe luni, mai mulți mentori la dispoziție, cumva cu această mentalitate de e în regulă să nu știi ceva și e în regulă să ceri ajutor atâta timp cât sunt niște oameni disponibili și dispuși să te ajute cu problemele pe care le ai, fă-o, pentru că o să te ajute foarte mult să treci practic peste niște etape, să arzi niște pași și să avansezi mult mai repede față de cum ai fi putut tu să o faci de unul singur. Doamnă Mândruț, revenim la workshopul de la Cluj. A spus că practic va fi unul la unul. Înseamnă că sunt mulți lectori. Dacă sunt 10 companii... Nu, am zis aproape unul la unul. Nu, vom avea 2 mentori care vor lucra pe rând cu aceste organizații. Ce vor avea în plus cei 10 care vor fi fericiți câștigători, să spunem? Vor avea partea asta de pitching. Spuneam că trebuie să te vinzi. Adică trebuie să, în momentul în care îți prezinți un proiect, da, unui juriu care poate să ți-l financeze sau nu, trebuie să faci lucrul ăsta în câteva minute și trebuie să fii foarte bine structurat ca și discurs și să le livrezi oamenilor lor exact informația de care au nevoie. Informația și un pic de emoție.
Și un pic de emoție, absolut. Deci asta ar fi în plus, să spunem așa. Pe urmă, partea de networking. E foarte important să știi că nu ești de unul singur și că mai sunt și alții în situația ta și că nu e nicio problemă că te-ai blocat la un moment dat, pentru că orice fel de problemă are și o soluție. Important este, exact cum a spus Irina, să ai curajul să recunoști. Networking, adică socializare, să zicem, da? Mai mult decât atât. Cei care, mai mult care decât fac atât. Business. Nu doar cunoașterea și altora care cumva lucrează în zona ta de interes, ci și o posibilă colaborare viitoare, de ce nu? Cum selectați sau ați selectat deja cele 10 companii? Până în 8 octombrie avem deadline pentru așa primirea aplicațiilor. Mai puțin de 2 săptămâni, cred că. Da. Avem deja, avem o parte din ele, le avem primite, așteptăm mai multe pentru că știm că Clujul are potențial și mai mult decât atât, dacă ne urmăresc oameni care sunt din afara Clujului, pot să vină liniștiți pentru că în Transilvania va fi practic doar cel de la Cluj și cel de la Sibiu și mai este unul la Brașov. În rest, județele limitrofe Clujului pot să vină, pot să aplice. Adică regiunea de nord-vest, exact, da? Singura... până la Satu Mare, Bihor. Da, Maramureș, da. Sălajul, Bistrița. Singurul impediment, ca să zic așa, ar fi că nu, programul nu acoperă și partea de cazare și transport. Deci asta va trebui cumva să-și o rezolve ei, dar e foarte important că un astfel de curs care e super valoros este oferit gratuit. Cum o fi scumpă cazarea la Cluj, la un hotel, dar având în vedere că e o singură noapte, cred că... Și eu zic la fel. E o investiție, merită. Nu? Putem să exact, considerăm o investiție. Exact, o investiție. Bun. Spuneți-mi, nu știu, cum se mișcă zona asta de finanțare a acestor întreprinderi sociale? Există suficiente programe sau sunt sponsori care ajută zona asta de întreprinderi sociale? Prea puțin. Acest program exact asta și propune, să facă cumva legătura, aliantul între oamenii care au nevoie de ajutor și cei care vor să investească în astfel de afaceri. Prea puțină lume înțelege care este exact ideea de afaceri sociale. Spuneam că ele s-au înființat prin tot felul de finanțări din astea cu bani europeni, care se vor termina la un moment dat și nu există... Și încep altele. Încep altele, dar tot de la zero. Din păcate, guvernanții n-au înțeles că cele care s-au înființat au nevoie cumva și de sprijin pe parcurs de creștere. Pentru că o afacere socială nu poți să o pui la același nivel cu o afacere dar obișnuită. Cum este în alte țări? Cum se întâmplă acest fenomen în alte țări ca să putem să înțelegem ce nu funcționează la noi? Sau nimic nu funcționează la noi? Am participat la începutul lunii septembrie la București la o super conferință internațională cu oameni la un nivel înalt din Franța, din Spania, din Italia. Și ce ne-au povestit oamenii părea aproape incredibil pentru noi, în sensul că statul se implică foarte, foarte mult prin achiziții rezervate. Deci, practic, o instituție publică, orice fel de instituție publică, poate să-și rezerve o parte din achizițiile publice pe care le face într-un an unei afaceri sociale, pentru că știe că întreprinderea respectivă, mai ales dacă e de inserție, ia șomer de pe piață, îi trăinuiește, le oferă un loc de muncă și practic rezolvă una din problemele pe care societatea și instituția respectivă le are, oferindu-le acelor oameni un loc de muncă. Da, adică întrebarea era ce ar trebui să înțeleagă, nu știu, cei care legiferează în România, ce ar trebui cum ar trebui să vadă lucrurile astea. Poate găsim un parlamentar care să ducă ideea asta mai departe. Sau l-ați căutat și nu l-ați găsit. Există o lege care, din păcate, nu se pune în aplicare, unde scrie foarte clar, există 3 articole acolo, unde spune că instituțiile statului ar trebui să ajute foarte mult întreprinderile sociale de inserție. Dar asta e așa o chestiune foarte generală. Exact. Foarte mult. Dar nu se întâmplă nimic concret. Acum s-a blocat la Senat o propunere de lege unde a mers foarte modest, zic eu, cu 0,5% din totalul achizițiilor unei instituții publice să fie obligați cumva să le facă rezervate pentru aceste întreprinderi sociale. Da. Păi să ținem pumne aceste idei, propuneri legislative și să sperăm că va prinde viață. Spuneți-mi, trebuie să fie și întreprinderi sociale care funcționează foarte bine, care sunt performante. Puteți da exemple fără, sigur, să dăm sunt nume. Sunt ONG-uri, deci doar cred că aici să observăm niște domenii în care performează acestea.
Sunt ONG-uri foarte cunoscute și foarte mari, care au și la nivel mondial cumva, mă rog, localizări în diverse țări, cum este Concordia, de exemplu, cum este Ateliere Fără Frontiere, ambele în București. Dar să știți că i-am întrebat acum când i-am întâlnit la București cât la sută sunt sustenabili și mi-au spus 75%. Deci nici măcar ei, care sunt atât de mari și au business-uri mari, au hosteluri, au, mă rog, tot felul de lucruri, au foarte mulți angajați, nu sunt sustenabili 100%. Deci 25% trăiesc și ei tot din donații și din sponsorizări ale companiilor, fiind ONG-uri. Mi-amintesc acum o idee care a apărut în momentul în care s-a închis industria sârmei Câmpia Turzii. Nu mai știu cum îi zicea ultima dată, că a avut mai multe denumiri la momentul, mă rog, în funcție de patronii care i-au cumpărat, și ultima dată erau niște ruși. Și avusese un domn care conducea ITM-ul atunci, Inspectoratul Teritorial de Muncă, o idee să facă o întreprindere socială, în sensul în care fiecare dintre angajați să fie și patron, să aibă o mică parte din acțiunile firmei. Asta se întâmplă undeva, că acel proiect a murit. Se întâmplă în multe țări. Da? Uh-huh. Se întâmplă în multe țări, dar nu și la noi. Nu și la noi, da. Eu nu știu să există la noi un model o de succes acesta, da, adică ești angajat, iei un salariu, dar te înscrii și la dividende odată la firma respectivă. Da, pentru că e logic să te implici mult mai mult atunci când ai mai mult decât un salariu, decât ești un simplu angajat. Am înțeles. Mă întorc la doamna Irina Ghidarcea, care este alături de noi de la București. Vă reamintesc că este program manager la Impact Hub București. Să-mi spună ce mai face Impact Hub din București? Asta pentru că dacă tot face chestiuni gratuite, să îi dăm ocazia să vorbească și despre alte lucruri, cumva, ca să ne revanșăm atât cât putem din partea societății. Mulțumesc! Noi facem parte dintr-o rețea internațională. Impact Hub se regăsește în peste 100 de orașe din lume. Noi suntem activi în București de 10 ani. Vara asta am aniversat 10 ani de activitate, timp în care am operat spații de co-working pentru antreprenori, pentru freelancer și pentru echipe, dar am și dezvoltat foarte multe programe de accelerare, de incubare, evenimente de inspirație pentru antreprenori și antreprenori sociali. Pe lângă platforma Startarium, care este activă din 2016, prin care susținem antreprenori la nivel național și încercăm cumva să o ducem și la nivel internațional. În fiecare an organizăm mai multe programe de accelerare pentru antreprenori. De exemplu, în perioada asta suntem foarte activi în zona de climă și impact de mediu și avem un program de accelerare pentru mai multe business-uri care fie sunt mai la început, fie sunt chiar în stadiul de creștere și de a căuta investiții cu care o să lucrăm până la finalul anului. Și avem și zona asta de impact social prin Startarium for Good și prin alte proiecte pe care le-am desfășurat, care sunt din zona de educație, sănătate pentru copii. Acesta e un program pe care îl desfășurăm de vreo 4 ani încoace, așa că cumva suntem foarte activi. Chiar zilele astea număram că în 2022 am desfășurat până acum vreo 22 de proiecte mai mari sau mai mici, așa că mergem mai departe cumva cu tot felul de inițiative pentru antreprenori și ne bucurăm că putem să povestim și la Cluj niște lucruri pe care le facem fizic în oraș și nu doar în mediul online. Dar nu aveți spații de co-working în Cluj, nu? Sau în Transilvania aveți? Suntem activi doar în București. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos, doamna Mândruță. Ce înseamnă, că spuneam la început, că o să ne explicați, ce înseamnă Life Education for All? Sigur că noi știm în presă, dar poate unora dintre telespectatori le-a scăpat. Ce înseamnă, de asemenea, natură vie? Sunt două ONG-uri pe care eu le-am creat pentru că am vrut să ajut la rândul meu
pe cei care au nevoie. Nu o să vorbesc despre asta cu îngăduința dumneavoastră, o să spun doar de ce m-au ales cei de la Startarium ca ambasador for good pentru Cluj, pentru că cumva împlinesc și latura asta, adică am o experiență de 8 ani de zile pe zona de ONG-uri și știu ce înseamnă și cât de greu este să crești, să te menții pe piață și să faci lucruri bune. Și a doua, am experiență de antreprenor social. Am evaluat proiecte, am implementat proiecte pe zona asta și atunci cumva le am pe amândouă. Și aș mai vrea să mai adaug ceva. Ați întrebat la început de ce e important un astfel de program. Pentru că foarte multe dintre ONG-uri au rămas cumva în bătaia vântului în ultimii 2 ani, când a fost prima dată criza COVID, pe urmă criza războiului. Au rămas pur și simplu fără finanțatori pe care se bazau să-și continue proiectele. Au rămas fără oameni în echipă pentru că nu i-au mai putut plăti și atunci e foarte important să existe pentru ONG-uri partea asta de sustenabilitate, adică să știe că nu se închide ușa în momentul în care au terminat un proiect și că ei pot să facă mai departe. Și mai grele, știu, din păcate, știu, tocmai. Și pentru toată economia așa este o perdea care se vede, așa o ceață care se vede la orizont. Nu știu dacă întreprinderile sociale sunt primele sau ultimele care au de suferit, probabil că sunt primele. Da. Probabil. Spunea foarte frumos unul dintre invitații, un francez care a vorbit la conferință, ne spunea, știți, voi sunteți niște eroi. Și i-a răspuns o colegă de-a mea, e foarte frumos ce ne-ai spus, doar că nu ne place cuvântul, pentru că eroii mor întotdeauna în luptă. Da, așa este. Și după aceea o statui, unele cu eroi necunoscuți, știți că... Da. Oana Mândruț, președinte Life Education for All și Asociația Natura Vie, de asemenea ambasador for Good Cluj. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și doamna Irina Ghidarcea, program manager de Impact Hub București. 22-23 octombrie este bootcamp pentru întreprinderi sociale la Cluj. Până în 8 octombrie se pot depune aplicațiile. 10 dintre acestea vor fi selectate și o să vedeți că cele 10 companii vor avea niște cifre uluitoare anul viitor pe vremea asta. Mulțumesc încă o dată. Mergem ușor spre cultură. Vă spuneam că în a doua parte a emisiunii o să avem o discuție despre evenimente culturale care au loc la Oradea. Până acolo însă vă propun imagine de la un festival concurs, Jocul Fecioresc și Bărbătesc din România. O să vedeți reportajelul, apoi, cum spuneam, cultura. Devenit național, festivalul concurs Jocul Fecioresc și Bărbătesc din România este destinat formațiilor tradiționale și jucăușilor amatori. Feciori, tineri căsătoriți și bărbați în vârstă care se întrec în fața unui juriu de specialitate, coregrafi, profesori și muzicologi, acompaniați de formații instrumentale tradiționale. În Jocul Fecioresc se bate cu mâna pe picior sau pe cizmă și în Jocurile Bărbătești se bate pământ. Și asta mă bucură că avem de toate categoriile. Ambele secțiuni sunt acoperite. Sunt mai nou, în ultimii ani, deja foarte mulți tineri care învață dansurile tradiționale. Invitatul special al festivalului a fost Grigore Leșe, președintele juriului. În cadrul concursului s-au punctat autenticitatea repertoriului, impresia artistică și stilul de joc, portul popular și calitatea acompaniamentului. În satele noastre, în ziua de astăzi, se mai joacă pe adevărat? Se adună oamenii la șură, să joace la șură, au rânduiala aceasta, sunt în rost, nu prea. Și atunci, o întâlnire din asta, chiar dacă este vorba de concurs, este binevenită. Le dăm soluții, avem discuții cu ei. Îi îndrumăm. Folclorul românesc are 3 suflete. Are un suflet oriental, are un suflet occidental și mai are un suflet, sufletul propriu. Și dacă avem 3 suflete, suntem în avantaj. Chiar dacă în viața de zi cu zi se ocupă fiecare cu altceva, pasiunea pentru folclor îi unește. Cristian Rafiliu este profesor de matematică, dar de peste 8 ani este membru de bază al ansamblului din localitatea Romos, județul Hunedoara. Cum zicea și Pitagora, în muzică există matematică și aici există matematică, pașii sunt bine definiți. Au fost 5 ani în care am fost călușeri, după a venit pandemia, 2 ani pauză și anul ăsta sperăm să ne facem din nou, să ne adunăm, să ținem obiceiul exact așa cum
ar trebui. Obiceiurile comunei Nereju din județul Vrancea au fost bine reprezentate în cadrul festivalului de către ansamblul Chipărușul. Ceea ce o să vedeți dumneavoastră astăzi este dansul de bărbătesc, care a fost descoperit de marele sociolog Dimitrie Gustei în anul 1927. Și ce mai avem noi, de aia și denumirea de ansamblu Chipărușul, avem dansul cu măști, care este un dans funerar, un obicei de înmormântare, care se practică și în zilele noastre. 54 de ani, de când ducem tradiția asta, a noastră, din unul altul. Și acum mai avem și copii, dar astăzi prezentăm numai mista și bătrânii la dansuri. În cadrul festivalului au fost prezente ansambluri și jucăuși din județele Alba, Bistrița, Năsăud, Hunedoara, Olt, Vrancea, Satu Mare și Cluj. Da, vă propuneam o discuție despre cultură și asta pentru că sinagoga neologă Sion din Oradea se transformă de două ori pe săptămână într-o sală de spectacole, putem să spunem. Toate informațiile o să ni le ofere de la Oradea doamna Angela Lupșa, care este director la Oradea Heritage, director executiv. De asemenea și actorul Șerban Borda, care este trainer la Teatrul de Copii. Sărmâna, bună ziua, vă salut! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor și telespectatorilor! Da, doamnă Lupșa, dumneavoastră, cu dumneavoastră am de gând să încep, o să vă rog să îmi spuneți cum a apărut ideea aceasta cu sinagoga neologă, care devine scenă de spectacol de două ori pe săptămână. Înțeleg că sunt spectacole chiar gratuite pentru familii, pentru părinți și copii. Dacă am înțeles bine, dacă nu, dumneavoastră acum o să mă corectați. Da. Atunci când administrezi un obiectiv turistic, precum este sinagoga neologă Zion, trebuie să găsești alternative de a prezenta acest spațiu și altfel. Așadar, prin buna colaborare cu actorul Șerban Borda, am testat câteva din activități teatrale sau activități pe care dumnealui le desfășoară în cadrul asociației Teatrul de Copii Oradea. Pentru că nu inventăm niciodată roata, după ce am făcut aceste probe și chiar au fost câteva spectacole, ne-am gândit că să lansăm acest program de sinagogă ludică, tocmai pentru că avem o sărbătoare în cadrul comunității evreiești, se numește Purim, în care copiii sunt elementele și fac un adevărat spectacol în sinagogă în seara de sărbătoare. Am participat la astfel de seară și am văzut că da, merge, ca acest spațiu să devină un loc în care se întâlnesc copiii, pentru că este generos, se pot aborda foarte multe teme ale spectacolelor și nu numai. Și m-am bucurat atunci când Șerban Borda a spus da, este posibil, putem începe acest parteneriat și spectacole. Zilele de marți și duminică le-am dedicat, deoarece lăsăm liber calendarul, mai ales în seara de duminică, pentru a se înscrie și alți parteneri. Șerban Borda a pregătit un spectacol în fiecare marți, din data de 20 septembrie, spectacol care se anunță pe canalele social media, atât Oradea Heritage, cât și ale Asociației Teatrul de Copii. Avem în așteptare și sperăm să putem oferi orădeilor și în fiecare zi, seară de duminică, pentru că mai multe dintre asociațiile culturale și care desfășoară activități în domeniu deja ne-au contactat. Dar weekendurile vor fi dedicate și jocurilor de familie, nu numai acestor spectacole. Da, deci asta vreau și să vă întreb, doamnă Lupșa, îmi cer scuze, ce anume se întâmplă în restul timpului în această sinagogă neologă? Pentru că mă gândesc că este un spațiu frumos, renovat, din câte știu eu, și trebuie pus în valoare. Este un obiectiv turistic deschis din 2016 pentru vizitare, deoarece este o sinagogă ce prezintă o pictură murală, deci are un program de vizitare de marți până duminică între orele 10 și 18. Este inclus într-un circuit turistic așadar alături de celelalte obiective din oraș.
dar asta nu împiedică să dezvolți un astfel de spațiu și pentru alte activități atunci când se termină programul. Ca să faci o promovare a unui astfel de obiectiv, nu poți decât să găsești acele activități care se potrivesc spațiului. Am înțeles și văd că este o amenajare minimalistă, practic. Sunt niște scaune care se așează pentru public, este un minim decor pentru piese, totul făcut în așa fel încât să nu afecteze foarte mult obiectivul în sine. Da, pentru că fiecare piesă, actorul Șerban Borda o gândește inclusiv în ceea ce privește amenajarea și ceea ce surprinde este că este în spațiul opus amvonului, deci absolut deloc nu intervenim sau nu aducem un afront cultului sau obiectelor din sinagogă care sunt expuse lângă amvon cu aceste spectacole. Deci undeva oglinda timpului, dacă odinioară sinagoga servia ca și loc de rugăciune, iată că acesta rămâne prezent și într-un fel binecuvântează activitatea copiilor, care are loc chiar la intrarea oficială, pentru că Șerban Borda a folosit acest spațiu ca și backstage, cum se spune, în amenajarea și în prezentarea miniscenei în care sunt actorii principali copii. Deci, ca să rezum, dumneavoastră v-ați gândit să faceți Purimul de două ori pe săptămână. Adică, da. Spectacole cu copii. De rigoare. Cu siguranță de această sărbătoare, pentru că ea se apropie, vom avea un spectacol adevărat și Șerban Borda va fi cel care ne va ajuta ca și această sărbătoare să o transpunem în spațiul sinagogii mai mult decât a face prezență și a exemplifica un mod de din calendarul evreiesc ca și activitate. E timpul să-l activăm și pe domnul Șerban Borda. Numele domniei sale s-a amintit de atâtea ori. Acum îi dăm ocazia să ne și povestească cum a intrat în această aventură de 42 de spectacole pe care înțeleg că și le-a asumat ca regizor și scenarist. Sau scenograf, îmi cer scuze, scenograf am vrut să spun, adică dumneavoastră amenajați zona de spectacol. Facem de toate. Să știți că am avut un spectacol pentru care i-am rugat chiar pe copii să vină cu idei de decor și de costum. Copiii vin la teatru și până acum aveam un eveniment în fiecare an. Jucam între 6 și 10 spectacole. Anul ăsta, pentru că avem sprijinul doamnei Lupșea, am hotărât să jucăm mai multe spectacole și, într-adevăr, ne-am asumat un număr de 42 de spectacole. Adică de la, cât ați zis, de la 6, 8 la 42, da, facem o mulțire cu... Da. Să știți că am avut și ani mai buni în care am jucat 21 de spectacole, deci na, acum suntem la dublu, ca să zic așa, dar în anul ăla cu 21 de spectacole am avut 11 deplasări în 11 localități diferite și copiii au fost cei care au încărcat, au descărcat decor, costume, lumini, sonorizare. Și și-au petrecut 11 weekenduri făcând asta. Adică încărcam la sediu, mergeam în deplasare, descărcau, montau. Și lăsați-mă să ghicesc, le plăcea. Da, le plăcea și le place în continuare, extraordinar de mult. În momentul ăsta sunt 14 copii extraordinari. Vreau să vă spun că jucăm niște titluri destul de complicate, adică nu avem Scufița Roșie sau Capra cu trei iezi în repertoriu, ci jucăm niște texte clasice. Astăzi vom juca un Shakespeare, Scenele meșteșugarilor din Visul unei nopți de pară. Săptămâna trecută am jucat Vâlcevile din Chioggia, de Goldoni. Săptămâna viitoare vom juca Avarul, de Molière.
Adică, practic, ce se joacă pe scenele marilor teatre ale lumii, nu ne referim la teatre de păpuși. Da, după aceea vom începe repetițiile pentru revizorul de Gogol și vom avea premiera în luna iunie, iar până în decembrie vom face un nou spectacol pentru sărbători care se va numi Spiridușii, spectacol pe care o să-l jucăm începând din 6 decembrie și până la jumatea lunii ianuarie. Cum e să aveți o trupă, înțeleg că cel mai mic dintre copii are 8 ani? Are 8 ani, da. Cum reușiți să îi face să-și depășească, sigur, pe emoțiile, presupun că nu sunt ușoare replicile la piesele pe care mi le-ați enumerat. Bineînțeles că avem niște variante prescurtate ale textelor, adică tăiem foarte mult din text și îl adaptăm în așa fel încât să le fie la îndemână copiilor. Să știți că sunt foarte curajoși, le spun asta tot timpul, pentru că nu-i orice să ieși în fața cuiva și să-ți pui sufletul în fața spectatorului, dar totuși, cum am mai spus-o, cred că cel mai greu pentru ei nu este neapărat să iasă în fața publicului, ci să stea în culise liniștiți timp de o oră sau o oră și 10 cât durează spectacolul. Vreau să vă spun că în spate, în culise, este încă un spectacol, este un adevărat spectacol. Copiii se ajută foarte mult. Săptămâna trecută am avut doi copii care au intrat pentru prima dată într-un spectacol. Toți ceilalți care au deja experiență în spate le-au fost alături și de multe ori cred că spectacolul din culise este mai frumos pentru noi decât ceea ce arătăm publicului. Dar cum îi recrutați pe copilași? Copiii vin singuri. Nu facem o selecție. Ei aleg dacă vor veni în continuare sau nu, pentru că nu este foarte ușor ceea ce facem noi. Bineînțeles că sunt copii extraordinar de buni care au renunțat pentru că au examene în viitorul apropiat sau copii care au renunțat anii trecuți și au dat anumite examene, acum au revenit. Ei vin și pleacă în momentul în care dau de greu sau au alte probleme mai importante de rezolvat. Mă gândesc că ați identificat talent la fiecare dintre ei, dar acum, ca să fiu eu așa mai amuzant, absurd, sunt acolo niște Angelina Jolie și Brad Pitt viitori? Nu știu. Să știți că dintre copiii care au fost la cursuri, sunt puțini care au dat la teatru până acum. Dar sunt copii care lucrează în toată lumea, copii care au fost la mine acum 10 ani sau 12 ani, și care lucrează în America de Sud sau în Europa de Vest. Deci nu neapărat au urmat o carieră. Dar sunt chiar curios, domnule Borda. V-au spus că ceea ce au făcut cu dumneavoastră i-a ajutat în cariera lor, în modul în care și-au construit personalitatea? Mi-au spus, pentru că ne mai întâlnim când se întorc în România, și mi-au spus că, fără să-și dea seama, le-a fost de mare ajutor experiența asta cu teatrul de copii. Da. Ceea ce, bineînțeles, că m-a măgulit. Spectacolele sunt gratuite și eu acum sunt curios să știu de unde aveți bani pentru costume, pentru decoruri. Presupun că nimic nu e ieftin în ziua de astăzi. Pe sponsorizările pe care le fac părinții, pe asta ne bazăm, care sunt sponsorizări lunare, de acolo ne putem plăti cheltuielile. Fiecare spectacol are un alt decor, sunt alte costume,
avem lumini pe care le montăm și instalații de sonorizare la fiecare spectacol și așteptăm în continuare sponsorizări. Bineînțeles că sunt și firme care au dorit de-a lungul timpului să ne ajute. Cu siguranță vor dori în continuare pentru că 42 de spectacole nu sunt puține și copiii sunt minunați. Da, aveți reacții, nu știu, vine lumea, vin doar aparținătorii acestor copii sau reușiți să atrageți lume tot mai multă, mai diversă, oameni cărora le plac copiii, oameni cărora le place teatru? Deja evenimentul de astăzi a fost a avut parte de o publicitate mai mare timp de o săptămână și astăzi ne așteptăm la un număr mai mare de spectatori. Săptămâna trecută am lansat proiectul la 5:30, iar la ora 6 seara am avut spectacolul. Și așa am avut în jur de 60 de spectatori. Astăzi cred că vor fi în jur de 100 și încet, încet, cum se va auzi de acest eveniment săptămânal, în fiecare marți, cu siguranță va crește numărul de spectatori. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră, domnule Borda. Este singura dumneavoastră activitate sau știu că sunteți actor, jucați undeva, aveți timp să mai faceți și altceva în afară de teatrul acesta de copii? Sunt actor la Teatrul Regina Maria și între repetiții repet cu copiii. Cam asta fac, adică seara mai am spectacole din când în când, 2-3 pe săptămână și Să știți că în curând veți mai face repetiții la teatru, în intervalul dintre repetițiile de la teatru de copii, la câte piese v-ați asumat să jucați la Sinagoga Neologă. Mă întorc la doamna Angela Lupșea cu rugămintea să ne spună ce anume mai face Oradea Heritage, ce alte proiecte mai sunt în curs acum, pentru că știu că aveți activitate multă. Da, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice, pentru că trebuie să spunem că Oradea Heritage este de fapt fundația care este finanțată de la bugetul local și care are și pune în valoare în municipiul Oradea 5 obiective turistice. Vorbim de Casa Darvaș la Roș, singurul muzeu Art Nouveau din România, unde pe timpul verii am avut un eveniment în fiecare seară de joi, s-a numit Joia la Darvaș. Închidem ediția acum în 29 septembrie pentru că pe perioada acelor 5 luni de vară am avut invitați, concerte, dezbateri pe mai multe teme în cadrul acestui eveniment. În fiecare spațiu pe care îl punem în valoare, vorbim și de sinagoga, Muzeul Istoriei Evreilor, turnul primăriei din Oradea și templul francmasoneriei, trebuie să gândim evenimente pentru public. Nu ne limităm la a ne aștepta vizitatorii, pentru că un management cultural înseamnă a-l aduce pe vizitator sau pe cel care locuiește în Oradea la aceste obiective de mai multe ori pentru a vedea altceva. Deci, dar lăsați-mă să vă întreb cu toată curiozitatea ce anume puteți organiza în turnul primăriei. Am urcat acolo anul trecut în vară. Mai mult de 2-3 oameni deodată nu în cap acolo, în vârf. Vă pot contrazice pentru că avem periodic evenimente pentru copii sau chiar parte de a promova istoria turnului, adică cea de punct de observare pentru pompieri. Da, accesul nu este foarte bun la ultimul nivel, unde 7 persoane pot să vadă panorama cea mai înaltă de 50 de metri. Dar la fiecare balcon este suficient spațiu încât să faci evenimente dedicate. Deci nu putem vorbi ce de faceți? Evenimente. Chiar sunt curios, ce faceți în balcoanele acestea? Tocmai facem concursuri, deci turnul reprezintă un loc care pentru anumite ONG-uri este un punct important. Am fost parteneri în cadrul unui
concurs în care angajații chiar au participat, în sensul că trebuiau să selecteze, să știe câte grupe participă în concurs, cui trebuie să dea plicul, ca acela să urce în tur concurentul și să găsească răspunsul la întrebare. Mulțumesc frumos, doamnă Lupș, și am cer scuze, a expirat timpul. Da. Mulțumesc frumos, m-ați convins, da? Diversitatea este la ea acasă, la Oradea. Angela Lupșa, director executiv Oradea Heritage. De asemenea, am discutat și cu actorul Șerban Borda, teatru de copii, care chiar și astă seară are o piesă în Sinagoga Neologă Zion de la Oradea. Aici se încheie Prim Plan Obiectiv de astăzi. Eu sunt Ionel Spuc. Să aveți o după amiază perfectă. Toate cele bune, la revedere!